Aspiratorul central de praf instalat în anul 1901 de regele Carol I în castelul Peleș a fost repus astăzi în funcțiune cu ajutorul unei firme germane. Instalația veche de 100 de ani funcționează pe un sistem mai modern decât multe din ziua de astăzi. Două electromotoare pun în funcțiune două pompe de vid fabricate la Viena. Aceste pompe creează vacuum în canalele de absorpție, care au formă cilindrică cu diametrul de 30 de mm și sunt montate în pereți. Aceste prize de aer se racordează prin filetare furtune cu perii. Praful aspirat prin acesta este condus spre două vase în formă de clopot cu diametrul de 500 de mm, prevăzute în partea inferioară cu recipiente detașabile, cu apă în care se reține praful, iar aerul curat se elimină în exterior. Ideea sponsorizării unui asemenea proiect a venit din partea reprezentanților firmei germane, care au dorit să demonstreze că o tehnologie veche poate fi adaptată cu rezultate foarte bune. Asta este un lucru care sper să vă dea multă satisfacție în viitor și mai ales să vă scușure. Ieri este foarte bun pentru ramele de tablou. Exact. Și asta a fost și ideea. V-am spus că firma BBC are, se ocupă nu numai de îmbunătățirea calității produselor, ci și de fiecare detaliu în parte. De exemplu, aici se folosește păr de cal, deci păr obișnuit de la pensulă, tocmai în ideea de a proteja inclusiv tabloul. Diferența esențială între un aspirator clasic și aspiratorul central este faptul că praful refulat de orice aspirator obișnuit, mai puțin cele cu apă, e adevărat, în cazul aspiratorului central ajunge în afara casei, deci se elimină complet tot ce se aspiră din casă, iar pe de altă parte, un avantaj deosebit al aspiratorului central față de cel clasic este comoditatea, pentru că nu mai e nevoie să tragem după noi aspiratorul prin casă, să lucrăm pe scări, ci putem efectiv să folosim un furtun de 6 până la 12 metri cu care aspirăm foarte comod toată casa. Evenimentul pune în evidență o caracteristică mai puțin cunoscută a castelului Peleș, și anume aceea de reședință privată avangardistă, promotoarea ceea ce era știință și tehnică la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20. Acest sistem de aspirație a prafului centralizat, care se face prin intermediul prizelor de aer instalate în pereți, asigură o bună calitate a stării de conservare a tuturor pieselor din încăperi, pentru că totul se întâmplă la subsol, unde există cele două aspiratoare, iar periile folosite și furtunul lung de 12 metri asigură o mobilitate foarte mare în încăpere și o eficiență maximă a aspirării. Construit între anii 1873-1914, castelul Peleș nu este doar o capodoperă arhitecturală. A fost primul castel electrificat din Europa, întrucât electricitatea era furnizată de uzina electrică proprie, aflată pe malul pârâului Peleș. De altfel, clădirea este dotată încă de atunci cu lift interior, aspirator și încălzire centrală, dar și cu acoperiș mobil.